Bună ziua, astăzi vom discuta despre tema și viziunea despre lumea scriitorului într-un bascul studiat, respectiv povestea lui Harapaip de Ion Creangă. Bascul cult, povestea lui Harapaip de Ion Creangă a fost publicată în revista Convorbiri Literare în anul 1877. Opera lui Ion Creangă, în ansamblul ei, a fost acceptată diferit de critica literară de-a lungul timpului. Astfel, în epocă, scrierile lui Creangă erau considerate ca fiind rodul unui talent primitiv și neciopit, Iacob Negruț. Singurul care a intuit genialitatea operelor acestui scriitor a fost Mihai Eminescu. La începutul secolului 20, criticul literar Garabeti Brăileanu remarca realismul poveștilor și basmelor lui Creangă. Două decenii mai târziu, criticul George Călinescu considera acest scriitor drept un erudit, un estet al filologiei, operele lui fiind destinate unor cititori cultivați. În ceea ce privește opera, povestea lui Harapaip, se poate afirma că acesta este un basm cult. Autorul pornește de la modul folcloric caracterizat de stereotipie, implicând categoria estetică a fabulosului, reactualizează teme de circulație universală, dar le organizează conform propriei viziuni într-un text narrativ mai complex decât al basmelor populare. Tema acestui bascult este de circulație universală, respectiv lupta binelui împotriva răului, încheiată cu triumful binelui. Concret, eroul parcurge un drum al maturizării pentru dobândirea unor valori morale. Din acest punct de vedere, opera are caracterul de Bildungs roman, pornind de la modelul popular. În acest baz sunt prezentate formulele tipice, respectiv formula inițială, formulele mediane și formula finală. Formula inițială, a muncii că era odată și formula finală, și a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă, cine se duce acolo bea și mănâncă, iar pe la noi cine are bani bea și mănâncă, iar cine nu se uită și rabdă. Sunt convenții care machează simetric intrarea și ieșirea din fabulos, avertizându-i pe cititor. Spre deosebire de formula inițială din basmul popular, care este mai complexă, formula inițială a acestei opere este mult mai scurtă. Narratorul inovează această formulă, punând povestea pe seama spuselor cuiva, aspect ilustrat prin adverbul cică. Formula finală este diferită de cea a basmului popular prin nota realistă, marcându-se diferențele sociale, cei bogați și cei săraci, formulele mediane și mai merg ei o zi și merg două și merg 42, realizează trecerea de la o secvență narrativă la alta și întrețin interesul cititorului. La rândul ei, acțiunea acestui basm se desfășoară linear, respectând modelul basmului popular. Parcurgerea drumului maturizării de către erou presupune un lanț de acțiuni convenționale care corespund tiparului narrativ. O situație inițială de echilibru, un eveniment care perturbă echilibrul inițial, încercarea de refacere a echilibrului și restabilirea echilibrului prin pedepsirea vinovaților și răsplătirea eroului. Situația inițială presupune o stare de echilibru. Un crai avea trei feciori și locuia la o margine a pământului, iar la cealaltă margine a pământului locuia fratele său verde împărat. După cum se poate observa, reperele spațiotemporale sunt vagi, nedeterminate. Tulburarea echilibrului are drept o cauză. Cauză o lipsă, împăratul verde nu are moștenitor pe linie masculină. Craiul este rugat de împărat să îi trimită pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să îi urmeze la tron. Din acest moment începe acțiunea de recuperare a echilibrului. Craiul, pentru a testa curajul fiilor săi, îi supune unei probe. Se îmbracă într-o piele de urs și iese în fața lor de sub pod. Conform structurii formale a basmului, reușește să treacă această probă a curajului fiului cel mic. Condiție inițială obligatorie pentru cei ce aspiră la tronul împărătesc. Harapaip reușește să treacă această probă cu ajutorul Sfintei Duminii și a calului, care în acest context reprezintă ajuvanți. Întrucât podul simbolizează trecerea de o etapă la vieții alta, tatăl îi dă
în acest loc fiului său prime indicații despre noua lume, să se ferească de omul sfânt și de omul roș. Aceste indicații constituie interdicția, e mers specific bazmului. Pe drum, după ce se rătăcește în pădurea Rabirint, fiul cel mic al craiului, boboc în felul său iatrem de a este, se lasă păcălit de spân și, la insistenței acestuia, îi ia drept slugă. Spânul, prin înșelătorie, determină pe Harapalb să coboare într-o fântână și îl închide acolo, ca să poată fi eliberat. Fiul de crai trebuie să renunțe la identitatea sa și să devină sluga spânului. Spânului, care în acest context este un inițiator, îi supune pe Harapalb unor încercări care, din punct de vedere al simbolistic și basmului, sunt probe inițiatice. Fiul de crai va trebui să aducă sarăți din grădina ursului, pieia cu pietrele prețioase din grădina cerbului și pe fata împăratului roș. Ultima probă presupune alte serii de probă. Casa de aramă înroșită, ospățul, alegerea macului de nisip, fuga nocturnă a fetei transformată în pasăre, ghicirea fetei adevărate, aducerea a trei micere de măr și apă vie și apă moartă unde se bat munții în capete. Trecerea acestor probe, eroul este sprijinit de ajutoare și donatori. Ființe cu însușiri supranaturale, Sfânta Duminică, animale fabuloase ca un năzdrăvan, creasa ai binelor și a furnicilor, făpturi himerice, cei cinci uriași. Particularizarea acestui basme este că unele personaje sunt individualizate prin limbaj. De exemplu, limbajul Sfintei Duminici sau al Caiului este presărat cu proverbe și zicători, ceea ce subliniază rolul de sfătuitor ai fiului de crai. Limbajul spânului este presărat cu injurii și amenințări, ceea ce trădează un caracter violent. Refacerea echilibru și acțiunii se reaiază prin răsplătirea eroului și pedepsirea vinovaților. Astfel, Harapalb își recapătă adevărata identitate și devine împărat, iar spânul este ucis de cai. Oralitatea stilului se realizează prin diferite mijloace, expresii narrative tipice, inserarea frazelor ritmate, a propozițiilor exclamative și interrogative. Plăcerea zicerii verba, jovialitatea se reflectă în mijloace investite de realizarea umorului, ironia, porecle și aperative caricaturale, buzile, mangosiți, farfasiți, diminutive cu avaloare augmentativă, buzișoare, caracterizări pitorești, portretele celor cinci uriași, scene comice precum cearta celor cinci uriași în casa de aramă. În opinia mea, povestea lui Harapalb este un basm cult având ca particularități reflectarea viziunii despre lumea scriitorului, umanizarea fantasticului, individualizarea personajelor, umorului și specificul imbajului. Însă asemenea, basmului popular pune în evidență idealul de dreptate și de adevăr, fiind o oglindire a vieții în moduri fabuloase. George Călinescu.